Descoperă drumul pânii parcurs la Franzeluța. Totul începe de la maturarea și procesarea făinii. Aceasta trece printr-un șir de procese de purificare și îmbunătățire a proprietăților valoroase, în obținerea unui produs de panificație perfect. Paralel, dăm viață maielei, responsabilă de calitatea și gustul desăvârșit al pâinii, numită de brutari inima pâinii. Pornesc o serie de reacții biologice importante. Culturile pure cresc și se mulțesc de la un gram până la sute de kilograme. Odată ce avem pregătite toate ingredientele, facem popas în halele de producere. Încorporăm făinurile, îmbinăm gusturile dulci cu cele sărate, dozăm componentele responsabile de arome și toate acestea sunt omogenizate cu ingredientul minune, dragostea. De la plămădeală până la un aluat dospit, parcurgem 4 ore în cazul pâinii de grâu și 15 ore în cazul celei cu secară. Apoi această bucățică de aluat are nevoie de relaxare, timp în care își va dubla volumul, își va intensifica aromele și va căpăta o textură fină. Ajungem la cea mai importantă fază din procesul tehnologic, coacerea, care poate dura până la o oră. Pentru a ajunge pe masa consumatorului, pâinea va merge printr-un labirint de răcire și ambalare. Combinatul de panificație Franzeluța S.A. adună în pâinea pe care o oferă cele mai importante și benefice substanțe nutritive de care are nevoie organismul uman. La fel cum masa adună cei mai importanți membri ai familiei împreună.